Carina Müller vă prezintă telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun găsit la telejurnal. Iată cele mai importante subiecte ale ediției. Președintele Zelenski a declarat că Ucraina este dispusă să negocieze un statut neutru pentru a obține pacea. O nouă rundă de negocieri este programată săptămâna aceasta în Turcia. Fostul comandant al trupelor SUA în Europa, Ben Hodges, a declarat că scenariul unui atac al Rusiei în Republica Moldova era posibil în primele zile de război, iar acum este puțin probabil. Autoritățile sanitare din Chișinău anunță că numărul pacienților confirmați cu virusul SARS-CoV-2 internați în spitale este în scădere continuă, de aceea se închid și unele centre de vaccinare. Ucraina este dispusă să negocieze un statut neutru pentru a obține pacea. Este anunțul făcut de președintele Zelenski în timpul unui briefing cu jurnaliștii ruși. O nouă rundă de negocieri este programată săptămâna aceasta în Turcia. Rusia și Ucraina s-ar putea reașeza la masa negocierilor astăzi sau mâine în Turcia. Anunțul a venit după o discuție telefonică între președintele turc Recep Erdogan și Vladimir Putin. Este o nouă șansă la pace, iar președintele Zelenski este dispus să abordeze principalele doleanțe ale Moscovei. Garanții bezpasnosti și neutralitate, bezjaderni status nașo gospodarst, mă gătovă na neo iti. Eta samă главный punct. Eta bul pierve principialni punct dla Российской Федерации, насколько я помню. И насколько мне помнится, что они из-за этого начали войну. Orice acord însă va trebui garantat de terțe părți și votat prin referendum, a precizat președintele Ucrainei. De asemenea, integritatea teritorială va fi prioritatea negociatorilor ucrainene, a mai spus Zelenski. Armata rusă continuă bombardamentele și mai multe locuințe din Kiev au fost devastate, în timp ce la Lviv pompierii au luptat multe ore cu flăcările izbucnite după ce rușii au lovit cu rachete un depozit de combustibil. Armata ucraineană a anunțat că rușii se retrag din regiunea Kiev după ce au pierdut mai multe localități. Soldații ucraineni luptă însă cu arme puține și foarte vechi și cer din nou ajutorul comunității internaționale. Ми воюємо технікою 70-х, 80-х років випуску, вони воюють технікою 2010-го і вище років випуску. Ситуація буде погіршуватися, якщо ми найближчим часом все-таки не отримуємо ту допомогу, про яку говорить увесь світ. Дайте Україні зброю, не треба нам, власне, за нас воювати. Не треба нам перекривати вже небо, вже про це навіть мова, ну, йде тільки в найбільших оптимістів. Дайте нам зброю, ми захистимо себе самі. Situație îngrijorătoare din nou și la Cernobâl, unde, potrivit vicepremierului ucrainean, rușii depozitează muniție periculoasă și împiedică pompierii să stingă mai multe incendii de pădure în zona de excludere. Tot acolo însă locuitorii unei mici comune i-au gonit pe soldații ruși care ocupaseră localitatea. Armata rusă se apropie tot mai mult de Mariupol, orașul asediat de o lună și unde peste 100.000 de oameni așteaptă evacuarea sau pacea. Различаем вот эти ваши эти костюмы солдат. Ну, слава Богу, что не обижает никто, то и молчим. Да хлеб вот кто-то, волонтеры привозили, бо ничего у нас не было. То там, то там, то там, откуда стреляют, ну, все это такое, в общем, кутерьма была ну, как сильная. Ну, выжили, вот видите, выжили. Слава Богу, живые. И дочки, Лёва, и батька. Папка жив. Reprezentanții organizației Crucea Roșie au spus că nu pot ajunge la Mariupol, în timp ce Franța, Grecia și Turcia încearcă să stabilească un coridor umanitar pentru evacuarea civililor, dacă acest lucru va fi agreat și de Putin. ONU estimează că cel puțin 1100 de civili au murit în prima lună de conflict și peste 10 milioane de ucraineni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele. Scenariul unui atac al Rusiei în Republica Moldova era posibil în primele zile de război, iar acum este puțin probabil. Declarația a fost făcută în exclusivitate pentru televiziunea română de fostul comandant al trupelor SUA în Europa, Ben Hodges. Argumentul adus de generalul american este că rușii nu au reușit să ajungă până acum nici măcar la Odessa. Într-un interviu acordat pentru știrile TVR, generalul american a subliniat că în primele zile de război, într-adevăr, exista un pericol pentru Republica Moldova. I think it's unlikely that Russian forces will ever get to Odessa. And if they can't get to Odessa, then I think it's unlikely that they would also try to go to Moldova. They have the soldiers there in Transnistria, the Russians do, a few, maybe 2,000 or so. I don't think that they will be able to use them
if the Russians cannot even get to Odessa. I suspect that's a possibility, and maybe they were planning to do that in the early days, but it doesn't seem very likely now. Generalul e de părere că rușii nu vor ceda atât de ușor, atât timp cât liderul de la Kremlin este determinat să câștige cu orice preț acest război pe care l-a declanșat împotriva Ucrainei. As long as Vladimir Putin is in control, or people like him, you know, they will continue to use force to accomplish whatever it is they want. That's what they've always done, as people in Romania already know. Doing everything you can to improve not only your own military, but also society. We've got to learn how to not be divided by fake news or disinformation. We have to rebuild trust in each other. This is how you protect against an autocracy like Russia. Mai mult, Hodge crede că Turcia va avea un rol cheie în regiune, mai ales că mediază și găzduiește ultimele negocieri ruso-ucrainene. I hope that our Turkish ally will have more confidence in the United States and in the rest of the alliance to support them when they do the things that they have to do to help try and regain stability in the Black Sea region. I think Turkey could play a critical role in the in helping Ukraine, but also in helping to bring about a successful, peaceful outcome. 1000 de coruri din întreaga lume au cântat la unison pentru pace în Ucraina. Urmăriți cele mai emoționante momente de la concertul transmis online în mai multe orașe din lume, imediat în telejurnal. 40 de centre pentru refugiați din Chișinău s-au închis. Decizia a fost luată de primăria Chișinău în urma reducerii fluxului de refugiați. De astăzi vor funcționa doar 5 centre din cele gestionate de municipalitate. Autoritățile spun că în caz de necesitate, multe dintre centrele pentru refugiați își pot relua activitatea. Totodată s-a anunțat că în spațiul organizat în cinematograful Patria din sectorul Râșcani, unde sunt oferite ajutoare umanitare refugiații, pot primi consultanță juridică și sfaturi pentru a-și găsi un loc de muncă. Sprijinul Germaniei pentru refugiații din Ucraina este acordat pe multiple paliere. După inițiativa podului aerian dintre Republica Moldova și state ale Uniunii Europene deschis pentru relocarea refugiaților, a venit rândul implicării unor organizații de protecție a animalelor. Spre exemplu, una dintre ele se ocupă de identificarea unor locuințe pentru refugiații care au adus cu ei și animale de companie. Acestea sunt familii de refugiați ucrainieni care au găsit cazare în Germania cu sprijinul unei organizații de protecție a animalelor. Au fugit din calea războiului cu copiii, cu o valiză, dar și cu animalele de companie. Multe adăposturi pentru refugiați din Germania nu primesc animale. Căței și pisica acestor refugiați au avut noroc. Au fost primiți cu hrană și cu jucării. Es sind jetzt zwei Familien, die bei uns wohnen und uns ist aufgefallen, dass es so schwierig ist für Menschen, die mit ihren Haustieren kommen, um da eine Bleibe oder ein Unterkunft zu finden. Ich habe selbst gesehen, wie das aussieht, wenn die da stehen und werden nicht zugelassen. Und dann haben wir vor allen Dingen auch meine Töchter gesagt, mach das. Roxana este o refugiată care a fugit din Kiev cu mama ei și cu doi câini. Călătoria până în Germania a fost dificilă, iar animalele au fost ținute într-un vagon special 3 zile, fiind lăsate doar de câteva ori să iasă afară. When we had to get out from Kiev, people don't want to help people with animals because there's so much lives to save. People prefer to help kids. And to get animals is really hard. Organizația germană pentru protecția animalelor a coordonat eforturile pentru găsirea de locuințe temporare pentru acești refugiați care nu și-au abandonat animalele sub ploaia de rachete și explozii în Ucraina. 1000 de coruri din întreaga lume au cântat la unison pentru pace în Ucraina. Concertul a avut loc simultan în mai multe orașe din Spania, Italia, Mexic, Portugalia sau Marea Britanie și a fost transmis live pe internet. Soliștii au reușit să creeze energie și emoții de neuitat.
În Madrid, peste 100 de persoane s-au strâns în fața muzeului Regina Sofia și au intonat Dona Nobis Pacem, care înseamnă Dă-ne nouă pace, un cântec compus în secolul al XVI-lea, dar cu un mesaj extrem de actual. Y yo creo que tenemos la capacidad de transmitir mensajes de una manera diferente al resto de la sociedad, porque la música es capaz de hacer que las personas lleguen a conectar mucho más. Я думаю, это очень важно. Я чувствую поддержку. Es muy emotivo porque yo estoy acostumbrada a cantar desde hace muchos años, pero me emociono, se crea una energía muy especial y esta energía ojalá ayude a todas estas personas que están sufriendo tanto en estos momentos. Soliștii au purtat simboluri ale steagului Ucrainei și au dorit să transmită un mesaj de pace nu doar pentru poporul ucrainean, ci pentru toate războaiele uitate ale lumii. Este oficial, Zdob și Zdup împreună cu frația Dvahova vor merge la Eurovision cu versurile inițiale ale cântecului Trenulețul. Detalii peste câteva momente în telejurnal. La 1 aprilie se închide Centrul Municipal de Vaccinare Chișinău. Tot de atunci își vor asista activitatea și centrele mobile de vaccinare. Autoritățile au luat această decizie după ce numărul celor ce se imunizează anticovid este tot mai mic. Cei ce vor să-și administreze vaccinul o pot face în centrele medicilor de familie. Comisia pentru Sănătate Publică Chișinău a decis la sfârșitul săptămânii să închidă centrul de vaccinare de la Academia de Studii Economice. Nici centrele mobile din troleibuz și autobuz nu vor mai funcționa. Dacă va fi presiunea, dacă va fi solicitarea pe vaccinări în număr sporit, le vom activa imediat. Astăzi, în aceste centre, practic nu vin oamenii pentru vaccinare, inclusiv la punctele mobile, inclusiv foarte puține persoane la centrul municipal. În instituțiile de asistență medicală primară din Chișinău rămân toate punctele de vaccinare, unde sunt valabile vaccinările anticovid pentru toți. Autoritățile confirmă că scade tot mai mult numărul de infectări cu noul coronavirus. Toate spitalele din Chișinău au revenit la activitate obișnuită și sunt deschise doar câteva secții cu profil COVID. În spitalele din Chișinău sunt internați 102 pacienți, dintre care 3 sunt în stare gravă. La domiciliu se tratează peste 800 de persoane. Chișinăul se află sub cod galben de COVID. Pe perioada pandemiei, doar în municipiul Chișinău au murit 3.261 de oameni din cauza complicațiilor provocate de COVID-19. Ministrul Agriculturii a anunțat că stațiile de lansare a rachetelor antigrindină din Ștefan Vodă ar putea deveni funcționale în vara acestui an. El a adăugat că guvernul examinează soluții pentru a finanța repunerea în funcțiune altor 6 stații din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, unde terenurile agricole nu sunt protejate de grindină. Stațiile de lansare a rachetelor antigrindină din Ștefan Vodă rămân deocamdată nefolositoare, deoarece nu sunt bani pentru a fi dotate corespunzător și nici pentru a instrui specialiști care asigură buna lor funcționare. Anul trecut, Ministerul Agriculturii a aprobat un proiect privind instruirea peste 100 de specialiști. Documentul a fost aprobat de Ministerul Finanțelor, însă până în prezent banii nu au fost alocați. Noi ne propunem ca stațiile să fie funcționale, nu numai cea de la Ștefan Vod la care v-ați referit dumneavoastră, pentru că avem 7 stații în asemenea situație. Sarcina noastră este ca să asigurăm activitatea eficientă a sectorului și protecția antigrindină face parte din această sarcină și noi ne propunem ca 7 centre care sunt echipate să devină funcționale și să fie asigurate cu personalul necesar. Pentru funcționarea celor 7 stații de lansare a rachetelor antigrindină e nevoie de 7 milioane de lei. Ministrul Agriculturii speră că guvernul va aproba în cel mai scurt timp alocarea acestei sume de bani. Oficialul a mai declarat că mizează pe ajutorul României privind asigurarea cu rachete antigrindină. Discuția iarăși ține de asigurare cu resurse financiare pentru asigurarea funcționării acestor centre. O să pot să vă zic că sunt funcționale la momentul când o să văd aprobat bugetul pentru aceste centre. Pentru fiecare centru, ca să asigurăm funcționarea lui, deci este nevoie de 1 milion de lei. Rămân suprafețe neacoperite cu protecția antigrindină. Am avut și o întâlnire cu colegii din România ca să identificăm care ar fi soluții complementare la protecția cu rachete antigrindină.
Serviciul antigrindină din Republica Moldova procură rachete antigrindină din două țări. Rachetele cu rază scurtă de acțiune sunt achiziționate din Bulgaria, iar cele cu rază lungă din Federația Rusă. În prezent, în Republica Moldova sunt 132 de stații de lansare a rachetelor antigrindină, care protejează culturile agricole de pe o suprafață de aproape 1,7 milioane de hectare de teren. Peste 300.000 de hectare de teren agricol rămân neprotejate. E vorba de terenuri din raioanele Șoldănești, Rezina, Criuleni, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, Cimișlia și Leova. În luna decembrie anului trecut, ministrul agriculturii Viorel Gherciu a vorbit cu omologul său de la București, Adrian Chesnoiu, despre necesitatea de a moderniza sistemul antigrindină din Republica Moldova. Potrivit celor doi oficiali, sistemul național antigrindină trebuie conectat la cel european. Pentru asta, legislația Republicii Moldova trebuie armonizată cu cea europeană, pentru ca mecanismul sistemului național antigrindină să corespundă cerințelor internaționale. Este oficial, Zdup și Zdup împreună cu frații Advaho vor merge la Eurovision cu versurile inițiale ale cântecului Trenulețul. Varianta finală a melodiei a fost prezentată ieri, iar participanții la concurs sunt încrezători că vor cuceri publicul european. Acestea sunt versurile în jurul cărora s-a stârnit o mare vâlvă după ce solistul formației Zdup și Zdup a schimbat mesajul la etapa națională. În varianta finală s-a ținut totuși cont de doleanțele publicului, revenindu-se la versurile originale. Noi am re-registrat piesa, noi am făcut aranjament nou, mai rock, mai power. Da, noi am primit un mesaj foarte clar și nu a fost nicio discuție. La prima ediție noi pur și simplu am improvizat. Textul a fost rămas original cum era. Poate câteva cuvinte noi am adăugat la refren folklore și rock and roll. Am promis, am văzut reacțiile care au fost, deci nici nu ne-am așteptat că piesa deja este a poporului, nu este a noastră, ea a fost compusă de Zdup și Zdup și frații Advaho. Am respectat textul și am remixat un pic piesa pentru a merge la Eurovision încrezut. Este o piesă veselă, este o piesă cu energie. Acum repetițiile sunt în toi, se pregătesc costumele, coreografia, decorul și luminile. Cea de-a 66-a ediție a concursului internațional Eurovision 2022 se va desfășura în perioada 10-14 mai la Torino, Italia. Reprezentanții Republicii Moldova vor evolua în prima semifinală pe 10 mai alături de alte 17 țări. Marea finală va fi pe 14 mai. Formația Zdup și Zdup a mai participat în 2005 la Eurovision cu piesa Bunica bate toba și s-a clasat pe locul 6. Cel mai bun rezultat a fost înregistrat în 2017 când trupa Sanstro Project s-a clasat pe locul 3. Poluarea cu microparticule de plastic a fost detectată pentru prima dată în sângele uman. O echipă internațională de savanți de la Universitatea din Amsterdam a descoperit asemenea particule minuscule la aproape 80% dintre persoanele testate. Bucățele minuscule de plastic, vizibile doar cu microscopul, intră în corpul nostru și se pot depozita în organe. Impactul asupra sănătății este încă necunoscut, însă cercetătorii sunt îngrijorați după ce le-au găsit pentru prima dată în sânge. It doesn't tell us too much about the risks yet. We still have to understand where these particles, what happens to these particles in our body, and do they travel to certain organs, do they accumulate there, are they eliminated by the bile or the kidney, you know, so. Oamenii de știință au analizat probe de sânge de la donatori anonimi, toți adulți sănătoși, și au identificat particule de plastic la 80% dintre aceștia. Jumătate dintre probe conțineau substanță utilizată în mod obișnuit pentru sticlele de băuturi, în timp ce o treime aveau polistiren, folosit pentru ambalarea alimentelor și altor produse, iar un sfert din probele de sânge conțineau polietilenă, din care sunt fabricate pungile de plastic. Well, you should be concerned. Should not be there, plastic particles. It doesn't belong in your body.
But at the same time, you have to understand we are exposed to so many particles and chemicals. Un alt studiu recent a constatat că microparticulele de plastic se pot fixa pe membranele exterioare ale globulelor roșii și pot limita capacitatea acestora de a transporta oxigen. Astfel de particule au fost găsite și în placenta femeilor însărcinate, iar la exemplare gestante de șobolan s-a observat că trec rapid prin plămâni și ajung în inimile, creierul și alte organe ale fetușilor. În Chișinău și în alte orașe din peste 50 de țări din întreaga lume a fost transmis online un concert internațional de caritate organizat în sprijinul Ucrainei. Sloganul evenimentului a fost Save Ukraine, Stop War. Timp de 2 ore au fost transmise mesaje de susținere pentru Ucraina, artiști, activiști civici, lideri de opinie, actori sportivi și voluntari din întreaga lume. La Chișinău, concertul live de caritate în susținerea Ucrainei a fost difuzat aseară în scoarul Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu. Rând pe rând, mai mulți lideri ai statelor europene și politicieni au transmis mesaje de susținere poporului ucrainean. Наші народи люблять свободу і ніколи не дамо нікому її одібрати. Ми були разом, боролися пліч-о-пліч від давніх давен. Тепер ми маємо нагоду вам допомогти у вашому героїчному змаганні за вашу свободу і недоторканність. Ми хочемо сказати, що докладаємо зусиль для того, щоб допомогти біженцям з України, для того, щоб дати їм змогу знайти тимчасову домівку за межами своєї розореної землі. Головне – це повернутися до миру. Peste 50 de artiști au alăturat maratonului caritabil destinat strângerii de fonduri pentru Ucraina și susținerii celor loviți de război. La concert au evoluat interpreți de talie mondială, precum Sting, Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, Brainstorm și alții. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. Does it almost feel like you've been here before? Campioni olimpici, scriitori și alte personalități cu renume mondial au transmis mesaje întregii lumi și au susținut Ucraina. Președintele Volodymyr Zelensky a spus că Ucraina ține piept invaziei Rusiei. Budinki, bu, час страху, але він був недовгий. Ми почали думати, хто нас підтримує, хто на нашому боці. І ми згуртувалися, ми об'єдналися, ніхто не втік, ніхто не здався. Ми залишалися по своїх місцях, наші вояки б'ються хоробро. Mii de oameni s-au adunat la concertul maraton transmis online în orașe precum Berlin, Londra, Milano, Praga, Bratislava, Tel Aviv sau Toronto. Fondurile colectate vor fi direcționate pentru a soluționa cele mai acute probleme umanitare cauzate de invazia militară rusă în Ucraina. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Sunt Carina Miller și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare. La revedere!